la licitații trucate și așa mai departe. Deci corupția există peste tot. Și eu cred că poate un efect benefic al acestor acțiuni în forță ale justiției ar putea fi descurajarea eventualilor factori decidenți sau funcționarilor care sunt implicați în corupție. Da, aveți, n-am cum să nu vă dau dreptate. Problema este că înainte de a se cunoaște, de pildă, într-un anumit caz, o decizie, o hotărâre a justiției, se face foarte mult tam-tam în societate. Categoric. Chestiune care creează, și aici le pot, trebuie să înclina să le dau dreptate magistraților, creează presiune asupra aici activității acestora. Aici sunt de acord și v-am spus de la început, eu sunt adeptul justiției serioase, nu ca tip spectacol la televizor. Justiția aceleia care se practică acolo în palatele de justiție, că de-aia s-au făcut niște palate foarte costisitoare de justiție aici, pe aici pe acolo. Aici nu vă contrazic. Zgomotul de cătușe, cum să zic, poate fi spectaculos, poate atrage ratinguri la nu știu care posturi de radio, de televiziune, dar creează o stare de spirit în societate complet nefavorabilă și complet defetistă. Oamenii nu mai au încredere nici măcar în ceea ce vor face mâine la locul de muncă, de pildă. Și încearcă să sufle vorba aceea și în iaurt. Nu știu, dar, și nu e vorba de... E vorba de o teamă care se inoculează în sufletul fiecăruia. O teamă care n-are nici formă, nici fond câteodată, dar e o teamă enervantă, o teamă stresantă. Și nu știu dacă e lucru cel mai bun în societate. Da, dar revenind la ceea ce spuneați în legătură cu Iohannis, dumneavoastră considerați că candidatul dumneavoastră la președinție ar putea lua de la Băsescu preocuparea pentru a consolida o justiție independentă. Hai să o folosim exprimarea. Sunteți de acord cu ea? Da, pentru că cu bune cu rele, dar nimeni nu poate să spună că justiția, chiar și cei care sunt anti-Băsescu 100%. Sunt unul. Nu puteți să spuneți, domnule, justiția toată e controlată de Traian Băsescu. N-aveți cum să spuneți asta, pentru că e... Dar știți că toată nici n-are cum. Nici n-are cum. Justiția la vârf, aia de pe acolo. Nici n-are cum. Da, în sfârșit. Da. Acum să intrăm puțin în logica de campanie și să vedem cam cum credeți că s-a mișcat până în prezent Klaus Iohannis în contextul acesta al competiției prezidențiale. Cum îl vedeți în următoarele 10 zile sau câte au mai rămas până la campanie? Dacă are intenția să intre în dispute televizate cu vreunul dintre contracandidații cei mai importanți? Mi-a spus vreo câteva întrebări. Luați-le. Și cu atât mai mult cu cât eu vreau să fac o mică paranteză. La începutul emisiunii dumneavoastră a spus că vom avea alegeri prezidențiale și va fi primul tur, să vedem dacă va mai fi al doilea. Ați făcut așa o afirmație. Eu vă garantez. Este o eventualitate. Da, e o eventualitate. Eu vă garantez că domnul Klaus Iohannis nu va câștiga din primul tur. Va fi probabil la egalitate cu Victor Ponta, va câștiga din turul 2. Adică, ca să lămurim, să nu vă faceți probleme cumva, să speculeze, nu va câștiga din primul tur. Nu ne-am dorit lucrul ăsta, nu va reuși totuși. Nu, eu nu-mi doresc. Revenind la întrebările dumneavoastră, campania noastră a Alianței Creștin-Liberale, campania lui Klaus Iohannis la prezidențial, este o campanie exact în parametrii și în planul pe care l-am propus să se desfășoare. Klaus Iohannis, lăsând la o parte toate atacurile care sunt din ce în ce mai concertate împotriva domniei sale, merge mai departe, își vede de drum, își vede de plan, își vede de candidatură la prezidențiale și face exact ceea ce trebuie să facă un candidat la prezidențiale serios, care va intra în turul 2 și care va câștiga alegerile în dauna lui Victor Ponta. Ca o paranteză, de asemenea, legat de campanie și nu e pot... E emoționantă siguranța asta dumneavoastră. Bun, mi s-a mai spus că sunt o persoană emoționantă. Nu, siguranța dumneavoastră e emoționantă pentru mine. Da, înțeleg. Nu, în principiu eu sunt o persoană care cred în ceea ce spun și ceea ce fac cu credință, cu bună credință și mai mult decât atât, cred foarte mult în Klaus Iohannis. Dacă n-aș crede în Klaus Iohannis, nu aș vorbi cu atâta convingere despre domnia sa. O paranteză vreau să fac. Alianța Creștin-Liberală este un bloc politic aproape de dimensiunea Partidului Social-Democrat și aliaților săi. Și eu știu cât de greu ne-a fost nouă să procurăm materiale electorale, banere, afișe, meșuri, pancarde electorale și așa mai departe. Ne-a fost foarte greu, am făcut eforturi colosale să le luăm, să le procurăm. Se vede. Mi se pare că afișele cu domnul Iohannis sunt cel puțin la paritate cu cele ale lui Victor Ponta.
Tasca prin Severin acolo. Măcar. Nici măcar. Și știu cât de greu ne-a fost, dar am făcut efortul ăsta, pentru că suntem un partid mare, o formațiune politică mare și avem resurse până la urmă să ne facem o campanie serioasă. Dar în schimb, mă îngrozesc, pentru că mă uit în stânga, e Victor Ponta. Mă uit în dreapta, e Victor Ponta. Mă uit sus, e Victor Ponta. Nu cred că a existat vreodată vreo campanie și chiar vreau să mă contrazic sus, aici. Unde sus, domnul Cârjean? Păi, de exemplu, pe un hotel de pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, cu colți cu Ice Brătianu, acolo, Traian se numește, în denumire veche, este o monstruozitate de afiș care cred că costă numai producția vreo câteva sute de milioane, da? Care este de sus până jos, 10 etaje are. În sus, spuneați dacă mă uit în sus. Păi v-am dat un exemplu. La slăvile cerului, eu știu, mă gândeam și eu la tot felul de localizări. V-am dat un exemplu. Deci da. mi se pare deja deranjantă, acum să vorbim serios, mi se pare deranjantă această prezența lui Victor Ponta peste tot. Și nu-i caz în Severin, e caz în toată țara, chiar au fost articole în presa centrală, bună oară în gândul, un articol pe această temă. Deci Victor Ponta este peste tot. Pe mine, mie îmi ridică câteva întrebări. Câteva semne de întrebare. 1. Oare nu o fi din bani publici aceste materiale electorale produse? Pentru că sunt prea multe. Repet, noi, Alianța Creștin Liberală, este un partid puternic. Concurăm, este un partid de 30%, concurăm cu PSD-ul. Și de-abia am putut să strângem un număr de materiale electorale. Ori oamenii ăștia la PSD au de 10 ori mai multe decât noi. E suspect. De unde bani? Pentru că costă foarte mult. Păi ar trebui să-i întrebați pe ei, dar mă gândesc eu mă întreb retoric și îmi pun o întrebare legitimă, pe care cred că și-o pune orice cetățean de bună credință. Spune, oare nu acești bani sunt din banii publici? E o întrebare la care cred că ar trebui să răspundă Victor Ponta. Văd că nu o face. Poate o să o facă la un moment dat. Cred că n-are cine să-i adreseze această întrebare. Eu sunt convins că i-a fost adresată această întrebare, dar evită răspunsul, pentru că răspunsul este evident. Nu ai cum să faci atâtea materiale electorale, să împânzești o țară întreagă, care de la sud la nord, de la est la vest este roșie, n-ai cum să o împânzești fără să folosești banii publici și cu asta cred că am lămurit acest aspect. Și e păcat, pentru că nu așa se câștigă niște alegeri prezidențiale. Iar revenind la campanie, da, campania merge bine, suntem în grafic, vom intra în turul 2 cu un scor de peste 33-34%, și cred că în turul 2 vom câștiga la 2-3% diferență față de Victor Ponta. Nu trebuie să neglijați eventualitatea că puteți câștiga chiar din turul 1. Așa nu. Cum am zis și eu. Nu. Poate nu se poate. Nu vreau să vă dezamăgesc, dar sunt nevoit să vă spun adevărul. Nu vom câștiga din primul tur. Oh, ce modest sunteți. Da. Revenind la Klaus Iohannis și la general la această campanie. Nu aveți impresia că... Mă rog, mai toți candidații, sau să ne referim la cei mai importanți, evită în mod deliberat confruntările directe? Pentru mine asta e o întrebare. Asta e constituie un semn de întrebare. Nu, dar acum sunt chestiuni care țin de strategie politică. Și vă dau un exemplu. Victor Ponta este normal să nu intre... discutăm pe cifrele actuale, pe sondaje, pe toate calculele politice. Victor Ponta este normal să nu intre într-o confruntare cu toți ceilalți candidați, pentru că fiind... în acest moment, în sondaje, primul poziționat, ceea ce e realitatea și noi o recunoaștem și eu o recunosc, fiind primul poziționat, e clar că toți ceilalți candidați, toți cei 14-13, în afară de domnia sa, vor încerca, într-o oarecare măsură, să se raporteze la domnia sa și să-l atace. Da. Politic, evident. Da. De asemenea, Klaus Iohannis e al doilea detașat în preferințele electoratului. E undeva la 5% față de Victor Ponta. Oricum este foarte aproape de Victor Ponta. Evident că nici domnia sa în acest moment nu-și dorește o confruntare directă cu toți ceilalți, pentru că de asemenea toți se vor raporta la domnia sa, pentru că vor vrea evident să-l doboare pentru a intra ei în turul 2. Deci, din punct de vedere că nu mi-e jenă să recunosc, asta este strategia politică pe care o adoptă partidele. Nici PSD-ul și nici ACL nu cred că vor participa la dezbateri din primul tur de scrutin. Pentru că nu avem interesul pur și simplu să participăm. Evident că în turul 2, cu siguranță, vor trebui să fie dezbateri, pentru că atunci, rămânând doi candidați, e normal ca oamenii să fie în cunoștință de cauză în momentul în care votează Klaus Iohannis sau Klaus Iohannis. Că Victor Ponta s-a convins că nu vor vota. De acord cu dumneavoastră, e punctul noastră de vedere. Pe mine să știți că nu mă atinge. Nu v-am convins. Nu că nu m-ați convins. Da. M-ați convins. Sper să vă convin până la final să votați Iohannis.
Să votați normal, un președinte normal. Eu, da, am și eu niște chestii cu votarea asta, da, normal, că toți ne dorim normalitatea. Da, ca o paranteză, în ce scuze, unul dintre clipurile electorale ale candidatului Klaus Iohannis se referă la, la un ceas. La un? Ceas. Domnia sa în Sibiu a avut o campanie electorală la un moment dat în 2000, când a câștigat prima dată primăria Sibiului, campanie cu sloganul ca lucrurile să meargă ceas. Iar într-un slogan de campanie de acum se vorbește despre un ceas și un caz real. Străbunicul său a fost ceasornicar și a făcut un ceas care a ținut și a durat peste 100 de ani și merge și astăzi. Ori păstând evident proporțiile și dar principiul este important, noi prin domnia sa trebuie să încercăm să ne raportăm la lucruri bine făcute. Pentru că România, din păcate, nu numai de 25 de ani, și înainte, a fost în multe perioade țara lui las că merge și așa. Eu cred că este puțin nevoie de o schimbare de paradigmă în funcționarea statului român, astfel încât de la România lui las că merge și așa, cred că putem să trecem la o România lucrurilor mai bine făcute. Nu perfecte, dar mai bine făcute. Da, corect. Vreau să îi anunț pe telespectatorii noștri și pe radioascultători că la un moment dat în cursul acestei emisiuni vom putea viziona și un clip al candidatului Klaus Iohannis, astfel încât cele spuse și de invitatul meu și cele pe care le mai cunoaște și dumneavoastră să capete o anumită concretețe prin acel clip. Dar ceva mai încolo, peste câteva minute. Eram la discuția aceea. Adică eu cel puțin încerc să mă raportez și la celelalte campanii prezidențiale. Știu că miezul de interes al acelor campanii erau chiar întâlnirile cu mai mulți candidați la prezident. Vă amintiți probabil campaniile în care au fost la un moment dat 16, campania din 96 sau din 2000, nu știu, parcă din 2000, în care la studiourile centrale de televiziune participau fie toți cei înscriși în cursă, fie o bună parte dintre ei. Și știu că aveau un anumit farmec. Categoric. Eu vă spun că mi-aș dori în acest moment, astăzi, mâine, nu să văd o confruntare sau unor astfel de împrejurări mediatice creează. Depărtarea interesului. Poate crea, dar eu vă spun un lucru. Atunci, la momentul 96, cât erau două televiziuni care erau de acoperire națională, deci mijloacele mass media erau foarte puține, foarte restrânse și orice candidat, indiferent că vorbim de candidații cei mai bine poziționați, aveau tot interesul să apară cât mai des la televizor, pentru că nu erau multe televiziuni, nu erau multe mijloace mass media. Astăzi, la momentul la care vorbim, avem o pleiadă de televiziuni unde toți candidații se pot exprima. De aceea nu devine atât de urgentă nevoia de confruntare a tuturor candidaților. În 96 aveam televiziunea română și poate încă o televiziune. Pro TV-ul în 96 s-a înființat. Antena 1 nu cred că era înființată în 96. Era Antena 1. Era bun, și Antena 1. Trei televiziuni. Acum sunt 30. Eu zic să luăm o mică pauză de discuție. Vom reveni. Cum considerați? Eu nu fug, sunt aici. Da, sper să fie avut suficiente motive de a vă determina să mai rămâneți. Stimați telespectatori, o să rog pe colegii din regia tehnică să difuzeze clipul electoral al domnului candidat la prezidențiale, Klaus Iohannis, după care vom reveni în direct. De la străbunicul meu acest ceas. Asta știa el să facă, ceasuri. Și le făcea bine, căci merge și azi, după 100 de ani. În 2000, am spus sibienilor că voi face ca lucrurile să meargă ceas. Numai lucrul bine făcut dă rezultate trainice. Dacă și tu crezi la fel, hai să descoperim împreună o alt fel de Românie. Normală. Iohannis, un alt fel de președinte. Normal. Da, suntem din nou în direct, stimați telespectatori, cu invitatul nostru, domnul Daniel Cârjan. Am văzut și videoclipul cu ceasul străbunicului. Da, ideea de ceas cu ideea de
neamț, da, sunt compatibile. Sunt compatibile. Să fac o paranteză și lucrul acesta este verificabil pentru că ceea ce spun acum se regăsește și în cartea pe care domnul Klaus Iohannis a lansat-o de curând, se numește Pas cu Pas. Acest om este un om extrem de organizat. Ceea ce nouă ne cam lipsește astăzi, să fim sinceri. România, în general, de sus până jos, cam duce lipsă de organizare, de viziune, de direcție. Cu toată am senzația și eu, credeți-mă că sunt politician și am lucrat și lucrez și acum în administrație, am impresia de multe ori că parcă nu știm încotro să o apucăm, parcă nu avem un plan. Popor latin, domnul Crâșa. Popor latin. Ei, eu cred că spiritul de popor latin al românului se poate împleti foarte bine cu spiritul unui neamț care să aibă un plan, o direcție, o ordine, da? Și să respectăm planul pe care îl avem. Pentru că chiar dacă am făcut de multe ori în istorie noi românii planuri, nu ne-am ținut de ele. Ori, revenind la ceea ce vreau să spun, Klaus Iohannis este un om foarte organizat, care, vă dau un exemplu, și îți povestește chiar cineva care a fost cu o problemă la Sibiu. A dat telefon cu trei zile mai devreme, domnule, vreau și o audiență la domnul primar Klaus Iohannis, acum câțiva ani, și l-a programat la 10:27. Atenție! La 10:27, omul era în sala de ședință unde trebuia să se întâlnească, era la 10:25. Klaus Iohannis, primarul al Sibiului, a trecut pe lângă domnia sa, l-a salutat, bună ziua, s-a dus în cabinet, în birou de primar, și la 10:27 a ieșit și a discutat cu acel om. Vă dau, deci este exemplu, este povestit și în cartea domniei sale. Deci poate e prea mult spus, dar cred și sunt convins de asta că în țara lui las că merge și așa, România, e nevoie de un om care să imprime seriozitate, punctualitate și o direcție. Iar acest om cred că este Klaus Iohannis. Avem spirit latin, dar asta nu înseamnă că nu avem dreptul de a spera la o mai bună organizare și mai multă seriozitate și punctualitate și tot ce vreți în politica românească. Iar aceste lucruri pleacă de la președinte, pentru că el dă direcția. Un președinte, dacă e un model de succes, imprimă acel model și altora care îi calcă pe urme. Dacă mâine Iohannis câștigă prezidențialele și oamenii vor vedea, politicienii, mai tineri poate, vor vedea că exemplul de succes în România este un politician serios, cu cravată, la patru ace, care spune, nu vorbește toată ziua, ci vorbește puțin, dar bine. Dacă află și văd că un astfel de politician a avut succes, a devenit președinte, cu siguranță mult mai mulți politicieni, în special tineri, vor vrea să-i urmeze modelul. Și poate se va schimba și clasa noastră politică într-un final în bine. Eu despre asta vorbesc când spun că e nevoie să se schimbăm modelul de președinte pe care îl urmăm. Așa e, să vorbești puțin, dar bine, e un ideal comportamental, mai ales pentru un președinte. Dar ce se întâmplă dacă uneori vorbești puțin și nu prea bine? Și aici m-aș referi... Nu e bine dacă e așa, dar eu vă spun că Klaus Iohannis vorbește puțin, dar bine. Uite, cu o împrejurare recentă a deranjat foarte mult categoria profesională din care fac și eu parte, pe cadrele didactice, cu chestia aceea cu ghinionul. Domn profesor, de acord. Nu neapărat pe mine, vorbesc da, așa. Dar știți foarte bine că a fost scoasă din context, unu. Nu. Și clar. Doi, nu s-a referit la profesori, s-a referit la domnia sa că are ghinion ca profesor. Atenție! Adică aceea s-a reparat, a fost o reparare. Nu a fost o reparare, a fost o continuare a ceea ce a spus. Pentru că am văzut că o întreagă propagandă PSD-istă... Nu e propagandă, dar să știți că și eu am presimțit totul la fel. Dar nu s-a referit la profesor, că profesor a avut ghinion. Eu m-am simțit lezat ca profesor. Ar trebui să vă simțiți ca profesor, domnule profesor, lezat față de și cu poate cu frustrarea îndreptată față de toți acei politicieni care de 25 față de ani de toți, au menținut salariile profesorilor la nivelul la care sunt. Klaus Iohannis n-a fost în clasa această politică care n-a mărit salariile profesorilor, care n-a pus valoarea unui dascăl acolo unde e cazul. N-a fost în această clasă politică. Klaus Iohannis a fost primar al Sibiului, unde a făcut o treabă foarte bună. A mai fost și profesor, da? Și a făcut Ponta. Și 6 case. Bun, lăsați că problema cu 6 case e o altă temă de campanie pe care de-abia așteptam momentul să o spuneți. Nu, păi dar tema de campanie cu că nu e un secret. Cu 6 case, cred că ai explicat-o foarte bine, da? Pentru că sașii au plecat din Sibiu la începutul anilor 90 și au lăsat case foarte ieftine pe care, evident, cei care au rămas, cum e și el, le-au cumpărat foarte ieftin. Dar dumneavoastră știți, ca idee, că domnul Victor Ponta are 7 case?
Foarte bine, să fie sănătos, vorba unui primar nu, celebru de prin da, locurile noastre. Da, dar mie asta mi se pare în neregulă, adică să ataci un om, să pornești... Eu nu l-am atacat. Nu dumneavoastră, nu dumneavoastră. Deci e o problemă care s-a evit în discuția publică. Nu dumneavoastră, doamne ferește, mă refer la PSD în ansamblu, prin Victor Ponta, care a spus-o de mai multe ori, și prin ceilalți oameni care sunt în jurul domniei sale. Să dezvolți o temă de campanie, Iohannis șase case, știind că tu, candidat la prezidențiale, Victor Ponta, social-democrat, nota bene, care trebuie să are o afinitate către electoratul mai sărac, da? Tu ai 7 case, atenție, nedeclarate. Diferența între Victor Ponta și Klaus Iohannis este una fundamentală care ține de cinste. Da? Acest om are 6 case și l-a declarat și a explicat cum le-a dobândit. Victor Ponta are 7 case, dați-mi voie să termin, vă rog frumos, are 7 case, 4 în declarația domniei sale sau 3 în declarația domniei sale de avere, da? În care nu trece bunurile soției, cu toate că e obligatoriu conform legii, și 3 în declarația de avere a soției sale, Daciana Sârbu, care nu trece și bunurile lui Victor Ponta, cu toate că ar trebui. Adică acești oameni fac și false declarații.